Hei! Vreau să îți povestesc o întâmplare minunată. O doamnă intră pe mine pe Facebook și bineînțeles începe cu un dialog că toți bărbații sunt niște porci, că toți vor doar păsărică, că toți sunt niște ipocriți, nu vrea niciun dintre ei iubire. Bineînțeles, era foarte revoltată această doamnă și că ea este foarte sinceră și întotdeauna a dăruit iubire, întotdeauna a fost, din orice perspectivă, all-in, că a fost sinceră și așa mai departe. Bineînțeles, am intrat pe profilul acestei doamne serioase, acestei doamne care nu se minte, acestei doamne care dorea din tot sufletul ei să trăiască o iubire sinceră. Și ce credeți? Profilul fals! Ce credeți? Pozele false! Atât de ipocrit era doamna respectivă. Ea cerea iubire, cerea sinceritate, cerea până la urmă să fie și ascultată, să fie și iubită. Bineînțeles, tot ce reprezenta pe profilul online despre ea era o falsitate. Așa sunt oamenii. Sunt ipocriți, cer, de ei nu oferă absolut nimic din ceea ce ei cer. Sunt niște cerșători doar. Bineînțeles. Apoi am aflat și motivul despre care nu și-a pus poze. Avea vreo 58 de ani. What the fuck? Sperase că cine știe? Poate, poate, nu? Se găsise la Laurentiu Marga și tânăr. Și pentru ea, nu? Nu râde, că și tu ești în acea situație. Nu râde. Încetați să mai fiți ipocriți. Încetați să mai fiți mincinoși. Fiți sinceri. Indiferent dacă doare să mă fiți sinceri. Vedeți-vă de treburile voastre. Lăsați-i pe ceilalți și încercați ca toată atenția să fie către voi, să vă iubiți, să nu mai fiți cerșători. Da, sigur, tu o să mai încerci de câteva ori, că sigur persoana ideală pentru tine te așteaptă acolo. Da.